ce a pățit Petrică Mâțu Stoian în timpul filmărilor pentru Revelion. Totul a fost surprins pe cameră, era îngrijorător pentru el și pe hol a continuat sângerarea. În timpul filmărilor pentru Revelion, Petrică Mâțu Stoian a primit un semn care ar fi putut să-l salveze de la moarte. O țară întreagă a fost în doliu după aflarea veștine fericite, potrivit căreia Petrică Mâțu Stoian a murit. Regretatul artist s-a stins din viață chiar la câteva zile după ce a participat la o ultimă emisiune, aceea de Revelion, motiv pentru care apropiații săi au fost în stare de șoc. Astfel, recent, a ieșit la iveală un detaliu cu tremurător, un lucru ce s-a petrecut chiar în timpul filmărilor. Lui Petrică Muțu Stoian i-a curs sânge din deget în timpul filmărilor pentru Revelion. Cu doar câteva zile înainte să se stingă din viață, prezent alături de colegii săi de scenă la filmările pentru Revelion, Petrică Mățu Stoian s-a confruntat cu o situație care l-a luat la rândul său, prin surprindere. Mai precis, cunoscutului artist a început dintr-o dată să-i curgă sânge din deget. La scurt timp după moartea interpretului de muzică populară, colegii de braslă care au fost prezenți în platou în momentul incidentului au povestit că au rămas mască atunci când au văzut ce pățișe Petrică Mâțu Stoian. Apoi, imediat după ce filmările au luat sfârșit, Constantin Enceanu și Steriana Sima au povestit că Petrică le-a spus că îi curge sânge din deget, așa că a întrebat-o pe artistă dacă are vreun ac prin haine, cu care l-a înțepat din greșeală. Steriana Sima era îngrijorător pentru el. De asemenea, Steriana Sima a făcut o serie de declarații în cadrul unei emisiuni TV, povestind că regretatul artist ar fi concluzionat că, de fapt, s-a electrizat, motiv pentru care i-a țâșnit sânge din deget. Cu toate acestea, cântăreața a spus că acest semn era îngrijorător, asta pentru că nu era posibil ca dintr-o simplă electrizare să se ajungă la așa ceva. A spus pe hol că s-a electrizat. Dintr-o singură electrizare să-ți plesnească vârful degetului și să-ți sângele. Era un element de bază ăsta. Era îngrijorător pentru el și pe hol a continuat sângerarea, a povestit Steriana Sima în cadrul unei emisiuni TV. Totodată, pe respectivele filmări se poate observa că regretatul Mâțu Stoian era chiar vizibil speriat, însă, cu toate acestea, interpretul de muzică populară și-a continuat activitatea, cu zâmbetul pe buze, încercând să mascheze ceea ce tocmai pățișe.